Bună ziua! Acum am trecut pe lângă centrul ăsta comercial ce s-a făcut aici, AFI. Am văzut că s-a deschis Carrefour și Decathlon și nu știu ce s-a mai deschis acolo. Puteam să mergem în ziua deschiderii, dar nu am vrut să fim călcați în picioare. După cum am auzit că a fost o îmbulzeală acolo de dimineață până seara, că a fost ceva reduceri, apoi n-am vrut să facem parte la îmbulzeala ce a fost și la aglomeranță ce a fost și la agitația aia. O să mergem și o să filmăm. Sunt și eu curios să văd cum arată, ce este. O să vă filmez și dumneavoastră. Dar când avem ocazie. Nu am avut timp, nici mâine nu am timp. Mâine vine Fratele Costel la noi. Mai reparăm ce mai putem pe la acoperiș. Am văzut că ați spus să fac supa de care am vorbit. E o supă original din Olanda, dar vă dau cuvântul meu. Este foarte ușor de făcut și foarte gustoasă, foarte bună. De să mănânc în sezonul rece, acum cum e perioada asta de toamnă și iarnă, se mănâncă foarte bine. E o supă cu carne măcinată, cu ceapă, cu praz, cu multă brânză topită. Se numește supă de brânză. Să pune și un pic de porumb, boabe, din asta de la conservă, ciuperci. E o supă minunată. De ce vă spun de supa asta acum? Fiindcă am observat că dacă scriem în titlu supă, nu se mai prea uită lumea. Dar asta e o supă foarte sățioasă. Că e groasă, e cu proteine, cu carne măcinată. Și am zis că acum mi-a venit în minte să vă vorbesc de ea prima dată, să vă fac curioși și să vă înștiințez că urmează să o fac. Astăzi este joi, poate mâine eu fac la Fratele Costel să guste și el ceva mai altcumva față de ce cunoaște. Da, bună idee, Angie, nu? Numai că eu o să trebuiască să-l ajut. Să-i dau la mână, în pot. Știi? Angie. Eventual că o fac astăzi și mâine nu mă încălzesc. Vedem acum când o facem, când o să o postez, o să vedem. Acum mergem la Sofronie, astăzi la noi acasă nu s-a gătit. Și mâncare nici nu prea este, dar mamă o să-și facă ea pentru ea ceva. Noi am mâncat ce am luat. Am luat din astea mezelul de la Lidl. Am apucat astăzi că am mers să vedem să cumpărăm varză. Apoi nu am găsit varză de care trebuie la mami, trebuie cu frunză subțire, să fie bine îndesată, să fie varză mare. Sunt multe criterii după care mami se bazează să fie o varză bună pentru cus. Probabil că și mâine o să mergem să căutăm varză, nu știu. Dacă mai am timp, că trebuie să mă duc după Fratele Costel, să-l aduc la noi și să punem în pot câteva viațuri. Asta e Angie de la Strand, are stema aia, vezi? Avem câteva lucruri în plan, parcă nu se mai termină, vine una după alta, așa numai un pic de liniște. Să te odihnesc, să mai stau și eu în pat, să mai mă odihnesc, cam greu. Dar mă bucur că totuși că putem să facem una alta. Uitați, acum mergem la bunica lui Angie, că ne-a chemat.
nu știu, să spargem nucile sau nu știu ce să facem. Dar vedem ce, despre ce e vorba acolo. Eu mai am de tăiat lemn, într-adevăr. Chiar mă bucur că pot să mai fac treaba asta. Mă bucur că îmi place să mă joc cu, eu zic, jucăria mea, cu drujbița asta micuță. Și da, mai mergem pe la ea, vedem ce mai face, ce mai zice, cum îi. Nu filmăm și dumneavoastră. Mami acasă, s-a uitat pe telefon la ea în pat și telefonul merge la ea în mână și ea doarme. Tati a mers la el, dormea, că nu m-au zis că am fost acolo, și spune, toată noaptea n-am dormit. Dar ziua, în schimb, compensează. Asta nu e un semn bun, că schimbă noaptea cu ziua, nu e un semn bun deloc, dar asta este, are 73 de ani. Sperăm să fie bine, sănătos, mai mult timp. Drumul de la șoferie l-ați văzut dumneavoastră de multe ori, dar e ok că da, am vorbit ce urmează zilele viitoare. Astăzi se duc mașința mea la reparat, galeria de la admisie, e o tijă acolo de plastic care îmi găsur fost și nu mai trage mașina cum trebuie, în loc să meargă fluieră. Ai zis că fluiera mai înainte când am depășit. Ea merge așa întins, nu-i problemă, numai dacă am pus accelerația fluieră și dacă insist îmi vibrează motorul, că trebuie să renunț. La Timișoara au făcut așa. Și am ajuns la Timișoara. La Timișoara. La Sofronia. Mami ar fi vrut să facem ceva rețete, dar păi toate la timp. Asta este. Trebuie să ne împărțim cum putem. Trebuie să le rezolvăm și la nașul nostru, la finul nostru. Noi suntem nașii lui de cununie, înainte să fim botezați. Ei nu aveau pe cine să pună naș de nuntă și m-am oferit eu. Adică ori avut pe cineva, dar n-or mai venit. Și atunci, în ultimul timp, am zis, hai, Cristi, că te ajut eu. Uite, acum mașina aș face angina. Vorbesc serios acum. Da, acum aș face regenerarea filtrului. Trebuie să ne plimbăm. Hai să vedem ce face Arpi. Închidem un pic și vă filmăm mai încolo. Bună ziua, am venit la bunica. Ea s-a pus deja la treabă, vedeți? Are nucă aici și aici. Asta toată trebuie spartă. Eu o să mă duc să tai un pic de lemne, dar văd că bunica deja a folosit drujba și nu mai are baterie 100%. Păi, ce să fac eu să mutaști? Păi mă, vezi bine, lucrez ce lucrez și atunci să descarcă bateria și atunci ce fac? Nu te aștept pe tine pentru două ore, trei ore. Du-te acolo, mami. Du-te, deschide ușa, că acolo-i. Nu. Vai, tot e de pe masă. Nu bine,
Ange mers acolo la maică-sa, o să vină imediat să te ajute și eu mă duc să mai tai cât mai am baterie. O să las acolo, că acum nu mai ai tot timp să mai faci. Ba, fac, ba, am acum. Dacă, n-am știu cum să ung ăla, că vezi că toate astea le-am tăiat. Da. Mai am pentru 20 de. E ușor de folosit, așa e? Da. Numai să ai grijă să nu dai în cui. Aia am avut grijă, să știi. Dă-o țărâncoace. Deci tu cum poți, cum ți iei aici? Eu mă fac așa, nu pornește, mă, ce cum? Păi trebuie să-ți îndegi acolo. Eu ți-am arătat. Vei să nu te... Că... Mă, iată mă, ce... Ai siguranță, știi, să nu te tai. Da, când corna. Și trebuie să ții ăsta, că la fel nu merge. Da, da. Trebuie să ții ăsta aici. N-ai treabă, mă, cu mine, gata. Mă duc să tai, ce mai pot, cât curent mai este. Dacă se distrage bateria, atunci o punem la încărcat și eu am pe mâine dimineață. Da, da, da. Deci faci treabă cu ea, numai dacă e lemnul gros, atunci ea consumă mai multă baterie, cum a fost. Lasă că văd eu, știu, acum n-ai treabă cu mine, gata. Pune acolo că eu... Am dibăcit-o, am azi, mă, aici trebuie să fii, n-am știut nici bateria unde s-o pun. Mă, numai aici trebuie să fii, n-are cum. Și bateria știi să o pun la încărcat? Da, e foarte simplu. Sigur. Uite, apeși pe ăsta și iasă bateria afară. Da, da, ieși bateria afară. Da, nu o scoate, că mă duc eu imediat să mă joc. Iese, că tot am văzut, m-am băgat-o, dar n-am mai putut să scot, băi, ce Dumnezeu, ia, apăs pe ăsta de aici, adică... Da, eu ți-am arătat. Poți să arăți tu, că eu până nu dibăcesc, eu nu prind. Am înțeles. Eu să dibăcesc, eu să studiez, eu și până... Auzi, scara asta, ce mai faci cu ea? Ce fac? O tai aia la putregai de jos și încoace o tai, ce să fac cu ea? Ok, hai că ți-o tai, că e aici aproape. Nu, alea le dăm, că se putrege, n-ai ce să faci. Și-ți bag tot ce e ăsta, băgăm lemn aici, pentru foc. Da, da, am ultima, deci ai văzut că sunt și acolo și trebuie să le pun, să mi le așez. Când o fi ploile și... Frigo, atunci ți-e să faci să tai? Păi nu, nu. Nu, atunci de ce vreau să mi le pun? Eu vreau să te ajut, dar trebuie o grămadă să fac. Nu stau acasă, în pat întins, nu am timp. Gata, crede-mă. Am înțeles, n-ai tu treabă cu mine, gata. N-ai treabă. Eu câte sunt aici, te ajut. Ai văzut, de fiecare dată când am venit, te-am ajutat. Nu, așa. Și te mai ajut. Nu, acum gata. Nu, pun eu aici să mă duc eu să fac treaba mea. Așa. Ți-o place acum. Și când se descarcă bateria, unde ți arată? Adică nu mai merge, nu? Nu mai merge, nu. Dar uite-te, ea are aici. Butonul ăsta roșu, vezi? Dacă ține apăsat pe el, se arată, mai are două linii, vezi? Nu. Acum... Deci atât ai. Deci când nu mai arată verdele ăla, nu mai e bateria. Da, dar când nu mai este bateria, nu mai merge. Nu, gata, ea n-ai atât. Eu știu, acum am de lucru cu ea, să zic, jumate de oră, cam atâta. Uh-huh. Mai mult nu. Da. Dar în jumate de oră reuși să tai un pic de lemn. Eu nu știu cât am tăiat în ea. Asta e pentru lucruri mici. Nu e drujbă să tai pom. Nu. Dar pentru așa, uite, pentru scara asta, pentru o creangă, e minunată. Da, sigur, foarte minunat. Minunat. Cu cât am dat pe ea? 250? Nu știu. Cam așa. Cam... Păi ți-am adus bonul, nu știu. Da, tu crezi că eu m-am tăiat la bon. Nu. Păi vezi că e garanția. Bonul ăla să-l păstrezi, acolo e garanția. Da, ce am făcut cu el? Nu știu, ți l-am dat și ți-am spus, vezi că e garanție cu bonul ăsta. Păi, nu știu, bă, dar la, cumpărăm alta. Ce, mă, mai știi cum ți le... Nu știu unde, chiar că nu știu unde, ce am făcut. Nu știu. Să mă uit concertar pe acolo, dar nu cred. Ok. No, hai că eu mă pun pe treabă să tai scara asta. Că eu mai vreau să termin mai am și lumină. Gălea ta asta și mă opresc și eu. Ok. Că înțetenesc aceea, că de aceea închid ușa asta când mă trage curentul aici. Că asta hai că o activezi și pe Angie, că acum stă cu mama sa ora acolo, până să faci întuneric. Că și așa a venit râsul. Nu, mi-a adus și unui plăcintă cu Ludaie. Aduc pentru cârcătași care vorbesc. Cum n-ați adus și la bunica plăcintă? Cum să nu-i aducem dacă avem plăcintă? De fiecare dată îi aducem. Dacă n-am filmat, nu. Păi ca să nu ne lăudăm. Dar acum filmez ca să nu mai... Sunteți așa de... Sensibili. Da. Ne iertați să mai vorbim și aiure. Da, păi oameni suntem. Da. Mi-a adus întotdeauna, mi-a adus plăcintă. Când am avut, bineînțeles. Nu.
E foarte fain asta, așa mă place. Și foile le-a făcut tare fain. E fără unt și fără untură, numai cu ulei. Mm-hmm. Aluatul. Au pus un pic de unt în dovleac. Știi? Untul pus în dovleac? L-au dinstuit cu un pic de unt. Eu de obicei fac, o duncesc cu ulei. Aha. Mm-hmm. Zice că nu s-o fac și aciditate la stomac. Da, să știi că nu. N-am avut treabă. Și am observat treaba asta. Cât a pus vreo 30 de grame, cam așa o cântărit Angie. Nu a pus mult unt. Un pic cât să... Nu. Știi, cât să aluneci acolo în tigai. Da. Nu, hai că eu încep aici, vă filmez. Tai aia de jos? Nu. Da, o tai de sus în jos. Numai să pot de Tommy. Nu. Ce mai faci tu, Tomilache? Hai să mă joc cu tine prima dată. Da, îi trebuie giuliană. Îmi vor eu de tine. Tomi, Gata. Să cam treabă. Da, îți crezi tu. Oare în asta nu este bătute cu e? Are văcăși fier aici. Da, ai grijă de el. Stai. Dacă se poate, dacă nu... Ai grijă, uite de fier. Cum să fac să scadă prostul ăsta? Aia e tare greu. Știu cum fac, stai. E tare greu. Stai că bag, o bag aici. O tai aici, după gal, știi? Acum e curbat, să fie tot cu sară pe mine. Stai acolo, pe mine. Da? Da, stai. Dragă, să vezi că acum. E, la stradă. Noaptea așa-i mai dau drumul, dar că vine el înapoi, dar e prea de vreme acum. O taie și după aia mături. Taie numai, mături o mâine. Acum, niște... Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de-al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe pământ. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea. Totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre credință, ci credincios să fiu oricând a ta blândețe și umilință, și gândul tău să-l am în gând. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea. În totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre nădejde, ci s-o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere-n primește și pace.
tot am făcut una alta pe acolo, tot am strâns, am dus gunoiul, am pus iar gunoiul afară. S-o termina bateria? Mai am, trebuie să scot fierul. Oare cum e? O să-l scot. Ce l-ai pus pe noi aici? Să vă ne filmeze. Ce ai, Tomi? Vreau să joace cu mine. E, Tomi. Cum avea la tine, că tu mie s-a sucat. E, Tomi. El ne iubește mult, da. Să știi. Tomi. Și lasă-l încolo, că și eu când ies să dau din mâncare, terească mă văd în capul meu să râd tare. E iubitor. Ne iubește, Tomi. Dar ce mai trebuie o gălea tot. Uite, vezi și aștia care sunt negre, este care zvune, știi? Eu am o galega aceea, care spune și care nu le strâng acolo. Le dau la găin dacă nu le iei. Nu, uite, ăsta e bun și-a fost neagră, uite. Păi da, e bun. Ce vrei să facem? Alegem cât are, că... Tu știi ce scump unul ca pe piață? Îmi închid cu ei, că dacă a fost supă... N-avem un toporaș. Cum să nu este aici? Este chiar acel pătăitorul ăla. Parcă... Hai, fie că mai auzi. Uite și ne băgăm în untul, că mi-e rece și acum. Deja. Răcește acum. Am pus și lui de-aia la fript. Tot făcut. Atât. Una bună, una mare. Am zic să le spar, că de făcut le spar. Dau cu alea cum stau. Cum stau, da. Îți e bine să stau tot într-un loc. Nu, ea cam tăia scara. Nu, hai pe aia. Las, că ai luat din el și o-i băga în urmă acum, pe seară. Păi aprinde focul în seara asta, ca seara nu l-am aprins. Angi, eu... Mă duc în spate să facem mai asta. În spate ai, dacă vrei, te ajut și ți-aduc aici. Ai adus amândouă din astea. Ce? Trepiete. Nu, numai unul. Bine ai făcut și acum eu și cum mă filmez. Las că te filmez eu. Păi cum? Fain. Așa cum ai filmat, ai filmat și când am făcut mâncare. Da. Mă filmez? Da, nu-i bani. Dar ce are? M-am zis când mâncăm și când nu mă filma. Și ce are? Atunci când am stat la masă, tot te-ai amestecat în mâncare și asta ce este? Dau asta ce este? Dar asta ce este? Și Rodica a văzut tot. Și ce are? Uite, acum te aude. Te aude, Rodica. Ia, să uite la orice, să uite imediat. Păi, Rodica te aude acum. Da. Lasă că mă descurc eu, mă duc eu. Mă duc eu în spate. Și... Da, eu te ajut aici pe bunică ta, la nucă, că aveți... Cine? Te uite, să vezi câte nucă aveți de spart. Avem. Și stai că știu că mai ești de adunat. Da? O fi mai căzut că... Stai că mă duc să văd. Cu tot fost, tot o mai căzut. Ești de adunat, că ori mai căzut din punct. Nu, eu mă duc cu trăfie de cu toți. Mă duc să tai a foci. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea. Să-ți seamăn ție și chipul tău să vezi. Wow, ce jucării ai, Natalia! Wow, super! Faină jucării ai! Un titit. Bun, le dai și lor și mâini și tu? Da? Ok. Pe tot porumbâi și pufuleții ăștia, nu? Nu, Natalia? Tot porumbâi. Ok.
Dă-le să mânce, Natalia. Îndoapă-le. Mai mult cocoșe sunt aici. Cucurigu, hai! Da, cucurigu. Cuierul, să mare! Da. Da, lasă, Natalia, că ei ori primit și încă mai vine bunica ta, străbunica ta, să îi le dee porumb. Dar oricum tu nu mânci toți pufuleții ăștia, așa-i? Nu, bun. Hai să mergem să ajutăm pe bunica ta la spart nuci, Natalia. Ok. Wow! Okay? Mamă, ce le place pufuleții! Uite acolo! Deci, săptămâna viitoare am ce face aici. Ai, ai, ai! Na bun, gata, nu le speria, mă! Na bun, hai să merem. Hai, hai să plecăm. Și stai să iau găleata. Hai, nu am pus găleata. Natalia, nu știu. A, uite acolo. Ține jucăria ta. Că mă duc să iau găleata. Așa. Uitați cât am strâns. Am strâns multe. Jumate de găleată din asta. Dar uite că mai găsesc pe parcurs câteva. Și mai sunt. Uite acolo. Eu voiam la pale. Văleu. Nu, cum ajung? Nu ajung. Stai să văd. Poate ajung așa. Aole. Deci plăcile astea, după cât am auzit, au spus în comentarii că sunt foarte toxice dacă se sparg. Da. Și din astea nu se mai fabrică, să știți, nici unde. Nici la noi în țară, nici în alte țări. Ok. Nu mai am nuci, mai am aici o nucă, două și gata. Ai, iștele, ce-i pe aici? Mami, o gat! Să nu spui că le-ai dat tot. Opa. Opa, da. Okay. Am înțeles. Da, da, știu, nu-i nimic. Am înțeles. No, bun, hai să merem. Trebuie să iau și nuca asta. Mai ies nuci, nu sunt mai... Hai că ori mâncat destul. Acum dacă le dă porumb, nu mai mănâncă, tu știi? Natalia. Păi nu place. Nu mai mănâncă. Pune! Hai. Mârță. Vine iară Tomi pe tine. Dă-i punga lui. Nu e lăsat și lui. Vezi? Ai dat-o la găină. Nu, ia-l de acolo. Ia-l și să-l aruncăm la gunoi. Hai, ia punga. Îți dă un pupu. Hai, Tomi, du-te. Tomi, marș, marș. Du-te, Tomi. Tomi. Hai, Natalia. Hai, Natalia. Hai, Tomi. Natalia, hai. Hai. Hai, da. Tomi! Tomi! Stai că era să uit găleata. Așa. Ok. Alea-s bune, nucile. Uite, Natalia, hai să-ți arat. Uite, asta e a ta. Da? Da, e a ta. Nu mă vezi să nu o spargi. Mai bine du-o acolo, la Luci. Am uitat odată trecut aici. Ok. Nu bun. Că noi mergem acum după lemn. Și filmez. Păi fac și lumină. Ca să ducem lemnul. Găinile s-au băgat la... Stai, mama! Da, vine aici. Da. Eu nu. Uite acolo e lemn. Ăla, nu? Alea două? Da, astea două. Vreau okay. Uite și pe Tomi. Va veni și Tomi. Da. Nu, no, hai, dar vezi, ai grijă pe unde calci.
Ce besne aici, fără lumină, fără nimic. Hai, Tomi. No. Tomi. Auzi porumbei aici care... Hai, Tomi. Tomi. Hai. Trebuie să pun aici ăsta. Așa. Mama, da, ce taie cu jucăruia lui. Dacă nu e încărcată. Cred că trebuie să șterg camera. Tomi! Da, trebuie să șterg un pic camera. Așa. Tomi, aș da un truc, că îl tai. Tomi, hai! Hai, Tomi! Tomi, hai! Acum trebuie să tai buștenii ăștia mici. Nu e încărcat 100%. Ah, ok. Nu, ia că așa și mereu de un foc. Da, mereu de un foc. Că teracota încălzește bine. Este tot de tăiat, eu nu cred că încă așa. Da. Da, uite așa, mere treaba. Ce fain! Opa, trebuie să mă trag. Ai grijă, Natalia? Lasă-mă, tati, fugi. Acum ăsta. De te ia. E gros. Asta e gros, da. Asta e chiar gros. Are nod, știi? Și din cauza aia. Trebuie să pui pe partea asta la altă, știi? Sunt la Luci bani. Și ce vrei să ce îți cumperi de ei? Câți bani ți-a dat Luci? Două. Și ce faci cu banii? Ia să cumpăr. Ce vrei să cumperi? Jucării. Vreau să cumpere jucării, Natalia. N-ai destul de jucării acasă? Nu am. Mai bine puneți deoparte și când ești mare îți cumperi brochii de mireasă. Nu trebuie brochii. Nu-i prea lung. Așa, sau? Da, că nu-i snoduri și n-ai cum să tai acolo. Mi-a face așchi de foc. Uitați, mai este aici, uite, nuci.
Și astea o să venim să le tăiem sâmbătă. Să le tăiem, să le spargem sâmbătă. Deci o să venim sâmbătă să spargem și să le terminăm. Poate între timp o să mai cadă din pom. Și îți faci aștii acum, nu? Mai are bunică mea aici lemne puse frumos, dar astea le pune de rezervă până ce se termină lemnele astea care le tăiem noi, nu? Astea sunt bune de toamnă. Mami! Da? Mami! Hai! Hai! Uitați cuptorul vechi. Ăsta a făcut multe, multe plăcinte, să știți. Cuptorul ăsta. Multe plăcinte au făcut. Dar dă-te la o parte. Ei, ai reușit acolo. Cred că e gata bateria. Așa. Da. Bateria e gata. Daddy, ho. Dar nu mai pune mâna. Tata bateria. Ala. Citri? Trage ăsta, mâneca. Dacă citrizi așa. Nu. Unde ți-ți bănuși? Hai că. Ăsta dacă îl tai așa, da, și după aia așa. Înăuntru așa ceva. Aia înăuntru scara aia uscată, știi? Puteți să prins cu aia foc. Dar și asta să vezi pe plan. Din scândurile aia. Știu, dar nu mai trebuia să mai faci. Că puteai cu alea să prins foc. Uite, dar ce are bunica mea aici? Ce faine. Semințele de dovleac. Uite, are și bunica mea dovleac. Poate să luăm semințele de aici și să punem la uscat și la primăvară să le punem. Mai ai, nu? Mai am, Iudai. Ok. Tommy? Mă, ce ochi ai, Tommy? Ce ochi ai, Tommy? Crede-mă. Așa e o... N-ai mai avut tu. Hai să văd și eu. Vrei să vezi ce ochi are Tommy? Uite. Uite. Ia. Vezi? Așa se vede, mami, de la lumină, da. Nu mai mere, gata. Așa e? Gata. Nu, no, pun el. Nu-i bai. Ăsta poți să... Ai aici, mama. Gata. Da, de unde s-o crăpat acolo? Mai mere? O lecuță. Mai mere. Gata. Da. Da. Ce faci, Natalia? Nu te ajută cu asta, mamă. Vine aici. Lasă că aici e cald, tu știi? Aici te arde acum. Ok. Ok. Stai, măi. Hai să pun încărcat, să le duc acolo. Și ăsta tai cu mine data viitoare. Da. Pune-l, așa, pune-l acolo. Al loc și pe asta. Ok. Hai. Mm-hmm.
Ce cană? Asta e cană termorezistentă. Ce faină cană, dar ce termorezistentă, uite. Da? Da. No, bun. O mă ducem înăuntru. Acum mergem la Luci. Vrei să mergem la Luci? Hai. Nu, hai. Amu. Uitați ce a făcut bunica mea. Dovleac la cuptor. Luci. Uitați aici ce fain arată. Arată foarte bine. Hai, mami. Imediat mergem și la Luci. Da. Hai că mergem la Luci. No, bun, vă filmăm finalul. Mai încolo. Mă duc să mă schimb de haine și atunci noi plecăm și revenim sâmbătă la Sofronia. Hai! Mă, bun, no, hai că mă duc să mă schimb și atunci noi trebuie să plecăm. Nu, cum e? Foarte bun. E bun, dovleacul? Mhm. Păi hai și tu. Hai și tu. Vino. Vino și tu. Hai. Hai da. Hai da, hai da, amândoi. Hai da. Hai și tu. De ce tu nu zici la revedere? Uite că aici e beznă. Așa, calcă-mă pe șlapuri. Uitați, aici ce vioză faină. Asta e de la Carmen și a dat-o la bunica mea. Vezi, Carmen, unde e vioza? Da? Da, asta e de la Carmen, de anul trecut și i-am dat la bunica mea că îi place ei. Bine. Deci, face focul bunica mea la ea în cameră. Acum ați aprins focul, așa-i? Da. Păi trebuie să-ți aprinzi, că e 18 grade aici și nu pot să dorm. Mama a prins. Păi, eu zic să faci economie la gaz, știi? Hai, tati. Și... Uite, așa, ți-a prins focul. Da. Ți-a prins focul și... Că îi se ia. Vine aici, că nu-i mizerie. Eu am făcut curățenie și uitați. Da. Uitați cum face focul, vedeți. Mami, mami! Mai zic de când vineam aici și stăteam cu bunicul tău și cu bunicul tău și stăteam de vorba. Da. Natalia, stai frumos, mă. Mami! Stai jos, că-ți fac că-i făcut. Mami, stai jos. N-ai chibrite? Are, uite. Și gara. Și gara. Ia să te văd, cum aprinzi? Aprinzi o țără din... Stai să filmezi, Natalia. Stai să filmezi. Din ala. Hai să vedem cum aprinde tati focul. Păi de-aia e aranjat tot aici. Păi e aranjat, da. Am aprins-o cu... Natalia, stai că filmez, mă miști. Ok. Stai frumos. Plin. Ia, 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 ia. Twist. Nu știu ce zice Natalia, dar... Ia, dar nu să nu m-am băgat. Tu vorbești serios? Nu m-am băgat în într-o de azi dimineață. Când am ieșit, am ieșit cu totul. Natalia. Destul. Îmi iau în brață. Lasă în brață, că nu mai ești bebe. Ce vrea? În brață. Dar prostește, de ce? Da, să prostește acum. Nu... Are desenit. Deci, aprindem focul. Mami, hai! Aștia se aprinde că sunt uscate, știi? Da, sigur. Da. Stai din scânderile astea. Da. Mai da. Sunt niște alea la poartă. Sunt multe. Da, mai este multe acolo. Da, închide ușa acum. Închide gratia așa cum... Lasă la aia puțin mai deschisă, mai trage ușa aia jos, așa. Mamă, ce ușă faină ai. Cu leu. Cu leu. De când a plecat Alex? Când a plecat Alex? Și uite, acolo e leu întreg. Acolo. De 20 de ani. Ce da. Nu mai e nicio baterie. Uite. Oh, ce fain e. Super e. Leu stă frumos jos.
Și aici e capul de la Lea. La mine se fum, trebuie să o scot. Ce? Să scot, mă, nu știu cum să curăță, mă, cum să curăță. De sus? Cum? De sus, nu. Natalia. Scoți... Capacul. Cum, Dumnezeu? Da, să scoate capacul și cu o perie, să faci așa și atunci calită jos, știi? Și scoate mizeria. Mm-hmm. Vrei să-ți aduc om? Te la cotară să-ți facă? Să rezolvă imediat. Da. Da. Dar cum să desfacă, mă, capacul? Dar el știe. Da, păi e teracotar. Da, el știe foarte bine. Da. Da, da, mă, că să facă și că noi și burană o fi... El știe să facă. Am ăsta n-am curățat-o. Că am scoate fum la început. La început, dar după aia nu mai... Stai, Natalia, că mă doare gâtul cum stai pe mine. Două focuri nu se încălzește aceea. Da, se încălzește. Și mai bag o dată bine pe ea și gata. Merge. Mulțumesc, bine. Natalia. Uite ce fain, e... Natalia. Wow, ce fain. Uite, iasă. Iasă deja. Da, deci trebuie adeziv din ăla sau pământ galben, vezi? Uite, ăsta e adeziv. Natalia! Și adezivul ăsta s-a dus. Ioi, ce face cu mine? Nu știu, da, uite, vezi. Mă, după cineva chiar că plătești și nu o să mă cost să mi-o pună la punct. Să vorbesc cu el, că vine mâine la noi să-mi facă mie mici reparații la acoperiș, de-aia mi-e și teracotar. Și acolo mi s-a dus mult, mult mi s-a dus, că nu a fost numai un pic aceea, aici la grătar, aici la grătar. E prea mult, s-a dus cimentul ăla știi, care a fost molozul ăla care s-a dus. După tot grătarul, care nu așa era, era numai și la început. În rând, 2, 3, 4, 5. Natalia, dar te rog. 2, 3. 5 cu 3. Asta, părerea mea, asta trebuie desfăcută toată. Iar o mă lasă-mă face. Cum s-o dau s-o? Nu. Ok, la primăvară, dar știi de ce? Da, de ce? Uite-te și tu cum e aici, uite. Uite-te aici. Scoasă afară, nu fost... Cine vine la curs să o repare, nu a fost făcută bine, știi? Mai pune acolo ceva și gata. Deci adezivul ăsta e de proastă calitate și uite, s-a dus în multe locuri. Apropie un pic, Angie, cu lanterna. Uite aici. Vezi? Uite, tot s-a dus. Uite, și aici. Nu, de ce să fac? Uite-te cum îți iasă fum, vezi? Acolo, da. Fiindcă s-a dus adezivul. Vezi? Da. Deci nu e chestia de curățat. E chestia că s-a dus între adezivul ăsta de proastă calitate. Și ce să fac? Nu poate să-mi asupe acolo? Ba, poate. Poate. Părerea mea e că... Că ce? Lasă... Să nu musă acum. Lasă, dar ce când vine știe el ce să facă. Ca să repare, știi? Okay. Știe el. Și eu știu să pun aici între fugul adeziv din mâna. Păi da, am pus și la noi. Mami. Este adeziv care rezistă la 500 de grade, să nu știu cât, știi? Da. Sau mai mult. Și îi pune așa aici și unge așa. Păi frumos. Ia să fum bine. Fie că dacă am băgat mâna așa, dar nu-mi deschide-o acolo. Păi e totul geamul, încoace trebuie să-l... Nu-l las acum. Dar nu, că e bine și așa, că să încet. Îți ia să fum un pic afară, știi? O păia fumă bine, Angie. Da. Iese, când iese fum câteodată. O până ce se încălzește. Burlano, dar nu știu cum o putea să scot, că anul trecut când am făcut cu Claudia, tare greu, că trebuie s-o mișc. Dar cum s-o mișc? Trebuie s-o mișc cu totul. Da. Da, e pe picioare. E pe picioare, cum s-o mișc? Ce, Natalia? Natalia, picioare. Dar stai jos. Uite și aici, poți să stai jos. Nu ești babă. Nu e babă. Îi dă numai babele mamei de sărătă și copiii. Stai jos. Nu vreau, mami. Uite, wow. Uite cum iese fumul, uite, vezi? Da, deci trebuie reparată.
E sigur că iese fund dacă arde soba. Trebuie reparată. Că la anul nu mai poți să te mai scoi. Am trebuit să spăgenul. A, trebuie adiziv din ăla și atunci nu o să mai iasă. Dacă aș fi știut, aș fi luat astăzi, că am fost la dede. Păi nu, lasă. Mami! Nu poți. Ăla e ca o pastă. E o pastă? Natalia, te rog. Dar toate de când am luat-o tot o ieși. Când a fost, poate de la început nu a fost bine acoperită. Nu, no, ce le-am trecut. Dacă vine mâine, îi arăți filmarea, știi? Uh-huh. Și atunci el știe. Păi, știi? Da. Nu bine, hai să o filmare, Angie. Că nu mai are asta răbdare. Na, hai da, hai să facem finalul, nu? Da. Să facem finalul. Da. O seară plăcută. Mă, închide ușa acum, mă, băie. Păi eu închid numai să... Nu-i pare, închide ușa acum. De tot? Nu, tare, un pic, lasă. Un pic lasă. Am lăsat-o să treacă tubul, știi? Ca să nu fume. Așa? Ok. Și nu mai afum acum? Nu, acum nu mai afum rău. Nu mai, mai trage el până când se termină prima tură. Și până când mai bagi, nu mai. Să le vedești. Ok. Nu? Da? Ah, așa e. Nu mergem acasă acum. Nu, ia mă duci. Trebuie să vină omul cu laptele. Nu. Acum nu mai spune, mă, la culcare și gata, și tot, am gătit, am făcut nucile, am făcut lemnele, am aprins soba, am aprins tăia, am făcut tăti. Acum, ei zice că merge acasă, nu e acasă, dar poate-ți dormi și agică că mâine sunt goale. Zice, da, dar n-avem sobă. N-are sobă, dar dau drumul la calorifer, dau drumul la centrală. Lasă data viitoare, m-am lăsat. Hai, noapte bună. Noapte bună, v-am lăsat. Pe data viitoare. Data viitoare, să vedem ce mai putea să mai facem. Da. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de noi e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă e. Nu te uita la tine, că ești atât de slab, nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Crede că dincolo de tot vechează Dumnezeul puternic Savaot, căci niciun păr nu-ți cade.
încercare decât prin voia Lui, căci niciun păr nu-ți cade și nici o clipă nu, că nu-i nici o încercare decât prin voia Lui. Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va-ntoarce spre un și mai bine al tău. Nu te îndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, în fiecare clipă vechează Dumnezeu. Nu te îndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, în fiecare clipă vechează Dumnezeu.